Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, s-a aflat luni la Suceava, unde a promovat programul pentru dezvoltarea economică și socială a Moldovei, propus de Alianța Liberalilor și Democraților. Liderul ALDE a onorat astfel invitația deputatului Ștefan Alexandru Băișanu, chiar de ziua Bucovinei, sărbătoare inițiată de domnia sa. Acest program, sigur, se încadrează în programul general, dar cu măsuri specifice și suplimentare. Atenție, cu măsuri suplimentare, pentru că altfel nu vom putea să compensăm sau să reducem decalajele, măsuri suplimentare pentru Moldova. În program, în final, toate județele din Moldova au trimis propuneri concrete, 3-4 obiective pe care ei le consideră esențiale și pe care noi le-am introdus în programul nostru. Deci programul nu este numai un element, un exercițiu intelectual, teoretic, cum ar trebui. Nu, sunt elemente concrete care sunt înglobate în program pe baza propunerilor venite din teritoriu. Aceste propuneri, sigur că sunt și ele la rândul lor, discutate cu cetățenii. Infrastructura este una din prioritățile zonei de nord-est și a județului Suceava în principal, dar și alte capitole necesită atenție sporită. Un alt lucru foarte important, așa cum ați sesizat și dumneavoastră și cum știm de fapt, e lipsa locurilor de muncă și pentru asta am convingerea că în Suceava trebuie să facem nu un parc, ci vreo 3 parcuri industriale pentru a putea oferi investitorilor șansa de a veni aici și de a înțelege ceva din investițiile pe care le au, dar pentru asta e nevoie și de bună înțelegere a primăriilor, al administrațiilor locale care ar trebui să se implice în mod direct. Un alt lucru important este dezvoltarea Universității Suceava, care nu e doar un pol de dezvoltare științifică, culturală, de învățământ, ci și economică, pentru că toți cei care termină facultatea la Suceava, indiferent care ar fi ea, au posibilitatea de a rămâne și de a construi în continuare acest județ. Planul de investiții propus de ALDE pentru următorii 4 ani presupune o infuzie de 48 de miliarde de euro la nivelul țării cu măsuri suplimentare pentru zona Moldovei, tocmai pentru a reduce decalajul acumulat. Președintele Senatului a făcut un apel către toate partidele, cărora le-a solicitat seriozitate și mai puțin populism. După întâlnirea de la Suceava, Călin Popescu-Tăriceanu a participat la Bosanci, la un eveniment special organizat cu prilejul Zilei Bucovinei.